Bună ziua și bine ați venit la o nouă emisiune Ora de Risc. Discutăm astăzi despre industria de brokeraj. Avem cifre legate de primul trimestru și avem, desigur, și noutăți ale acestei industrii și ale industriei de asigurări în general. Dar brokerii, știm cu toții, sunt o verigă importantă din industria de asigurări. Invitații emisiunii de astăzi sunt domnul Doru Claudian Frunzulică, membru al Consiliului CSA. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Domnul Valentin Țucă, country manager la AON România. Bună ziua, domnule Țucă, bine ați venit! Și domnul Bogdan Andriescu, președinte UNSICAR. Bună ziua, domnule Andriescu! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Și Vlad Panciu, colegul meu, manager la Exprim TV. Bună ziua, Vlad! Te rog să ne faci o introducere în această temă extrem de arzătoare astăzi. În primul rând, bine v-am regăsit și aș vrea să plecăm cu o idee optimistă. În primul trimestru al anului în curs, piața de asigurări se pare că a înregistrat o creștere de 2%. Și având în vedere că este subiectul emisiunii noastre este brokeraj, aș vrea să vă dau câteva date ca să avem de plecare. În primul rând, intermediarile în asigurări reprezintă 37% în acest moment din totalul vânzărilor pe piață. Avem un clasament nou în primul trimestru al anului 2012, Marș revine pe primul loc după foarte mult, am impresia că 7 ani. Și o informație foarte interesantă, numărul total de brokeri, este vorba despre 590 de intermediari de brokeri pe piața aceasta. Și aș vrea să-l rugăm pe domnul Frunzulică dacă poate să ne comenteze puțin asupra acestui număr. Vi se par mulți, puțini, destui pentru piață? Vedeți, sunt 590 de brokeri autorizați de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să acționeze pe piața aceasta de brokeraj în asigurări, dar este un număr mai mic de brokeri care efectiv prezintă raportări trimestriale, anuale și așa mai departe către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Numărul este aproximativ 500. Începând cu 1 octombrie anul trecut, din momentul în care noul Consiliu al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și-a început activitatea și au închis porțile un număr de 17 brokeri de asigurare-reasigurare, dar au fost autorizați în aceeași perioadă de timp până acum 29 de brokeri de asigurare-reasigurare. Putem spune că suntem pe plus, că piața registrează o anumită creștere, cel puțin din punct de vedere al primelor de asigurare brute intermediate. Datele pentru primul trimestru pe 2012 arată o creștere de aproximativ 7%, mai exact 7,06% față de perioada similară a anului trecut. Sunt cifre pozitive, mult mai bune, să spunem, decât economia românească în general, pentru că știm cu toții avem o problemă legată, nu, de o recesiune tehnică, e o altă discuție. Întrebarea, domnule Frunzulică, este ce considerați că a fost important în acest prim trimestru, în aceste ultime 6 luni, în industria asigurărilor, cu specificație poate pe broker de asigurare? Da, desigur. Vedeți, noul Consiliu al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a venit cu o nouă optică, și anume trecerea de la supravegherea pieței bazată pe conformitate la supravegherea pieței bazată pe supravegherea managementului riscurilor pe care și le asumă actorii din această piață și în același timp, sigur, cu orientare spre viitor privind cerințele de solvabilitate. Acestea, sigur, vor fi impuse de Directiva Europeană privind Solvency 2. Faceți-ne o trimitere, ce înseamnă pentru clienți, pentru consumatori aceste lucruri? Ce înseamnă pentru consumatori? Pentru consumatori, vedeți, principala menire a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este promovarea echilibrului pieței asigurărilor și, în același timp, asigurarea apărării drepturilor asiguraților, drepturilor cetățenilor care cumpără produse de asigurare. Noul Consiliu al CSA a venit și cu
o nouă abordare privind parteneriatul cu organizațiile actorilor de pe piața asigurărilor și reasigurărilor, deci cu UNSAR-ul, organizația de profil a societăților de asigurare-reasigurare, cât și UNSICAR-ul, organizația brokerilor de asigurare-reasigurare de pe piața românească, o colaborare privind modernizarea legislației secundare, deci a normelor pe care le emite CSA-ul și care au caracter de lege pentru actorii de pe piața asigurării-reasigurărilor. În același timp, scăderea birocrației privind extrem de multele, să zicem, raportări și, eu știu, birocrație privind hârtiile pe care toți aceștia trebuiau să le prezinte. Multe dintre ele sunt prezentate online. De asemenea, s-a redus numărul acestora. O să dăm aceste exemple, domnule Frunzulică, mulțumesc pentru aceste exemple, însă, pentru că l-avem invitat în emisiune chiar pe domnul Andriescu, să rog să ne spună domnia sa cum a fost colaborarea cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și în ce fel normele despre care discutăm au fost îmbunătățite și ajungem evident și la partea de scăderea birocrației. Sigur, colaborarea cu CSA-ul este una foarte bună. Foarte fructuoasă din punct de vedere al elaborării atât a unor noi norme, cât și a modificării unora existente. Care sunt cele mai importante norme care s-au modificat sau care urmează să fie modificate? Norme cele legale, mai importante care s-au modificat până acum și care ne afectau activitatea este cea referitoare la multilevel marketing, la brokerii care au rețele de vânzări mari, și cealaltă normă se referă la perioada de depunere a primelor. Aveam un termen de 5 zile care era foarte greu de îndeplinit de către broker și s-a prelungit la 15 zile. Astea sunt cele mai importante. Și mă întorc la consumator, la client, are niște beneficii de pe urma acestor, să spunem, modificări sau altor modificări care intervin? Sigur că impactul este important. Cei cu rețele mari de vânzări au accesul deschis la ultimul cătun din țară. Ceea ce este foarte important ca să ai un consultant în asigurări până la acest nivel și promovezi în felul ăsta și asigurarea și deschis și potențialului client viziunea asupra asigurării, iar cealaltă cu depunerea acestor sume, cum să vă spun, face ca procesul de instrumentare a activității să fie mai facil și să poată fi indirect, să spunem așa, clientul mai aproape de broker. Mulțumesc, domnule Valentin Țucă, vă propun să discutăm un pic despre reducerea birocrației, dacă acest lucru v-a ajutat, dacă este semnificativ și dacă sunt niște pași de făcut și în această direcție. Reducerea birocrației nu poate decât să ne ajute, deci evident că e un element pozitiv. Cred că e foarte important de subliniat faptul că remarcăm o atitudine foarte constructivă din partea Comisiei vis-a-vis de problemele cu care ne confruntăm. Acest lucru, reliefat în exemplificările pe care le-a făcut Bogdan, pur și simplu că să ne raportăm vis-a-vis de client, acest lucru face ca să se elimine un stres inutil și nejustificat în ceea ce privește activitatea noastră, astfel încât să păstrăm în focusul atenției noastre relația cu clientul. AON este o companie foarte orientată pe client, ne interesează foarte mult ca ce avem în spate
proceduri, procese, raportări să funcționeze lin, fără niciun fel de probleme. Aveți mai mulți clienți persoane juridice sau persoane fizice? Persoane juridice, evident, dar în ceea ce privește componenta de decontare, rămâne acea perioadă de 5 zile care era practic imposibil de respectat, foarte dificil de respectat. Reprezenta un element în plus de grijă care sigur crea un oarecare disconfort. Suntem interesați ca să lăsăm aceste proceduri, ca sigur ele au rolul lor, le respectăm, le urmăm, dar e bine ca această abordare este foarte constructivă și suntem focusați pe relația cu clientul, care în definitiv este focusul atenției noastre. Vlad Panciu, te rog. Aș vrea să readuc puțin în discuție numărul despre care vorbeam puțin mai devreme, numărul total de intermediari în asigurări de 590. Uitându-ne puțin pe cifrele din primul trimestru, ne-am dat seama că primii 20, după volumul de prime intermediate, realizează de fapt intermedierea peste 50% din toată piața de asigurări, ceea ce privește vânzările. Am auzit recent, domnule Frunzulică, că Comisia de Asigurări, de Supraveghere a Asigurărilor, are în vedere, ia în considerare o supraveghere diferențiată a brokerilor în funcție de nivelul primelor intermediate. Dacă puteți să ne spuneți puțin cam ce ar presupune această măsură și în ce context ar apărea aceasta? Deocamdată această măsură este la nivel de discuții în cadrul CSA-ului și în cadrul Consiliului CSA, pentru că, vedeți, ținând cont de noile reglementări europene care vor intra în vigoare și în România, începând cu 2013 și o acțiune totală începând cu 1 ianuarie 2014, vorbesc de cerințele de solvabilitate pentru companiile de asigurări, lucru care va influența piața, pentru că asigurații vor fi mai protejați prin cerințele respective de capital, de solvabilitate, de rezerve pe care le impune Uniunea Europeană. Noi am luat în discuție și posibilitatea realizării unei supravegheri prudențiale diferențiate pe două niveluri, pentru că într-un mod influențează piața un broker care are ca prime de asigurare intermediate o sumă importantă față de un broker mult mai mic care intermediază prime de asigurare la un nivel scăzut. Deci influența asupra pieței, riscul sistemic, dacă vreți, pe care îl pune o companie și alta este diferit. Deci, deocamdată nu am luat o hotărâre, dar analizăm posibilitatea acestei supravegheri diferențiate tocmai pentru companiile acestea de brokeraj mai mici, ținând cont de, încă o dată, de primele brute intermediate de asigurare, să introducem un sistem simplificat, ținând cont de impactul pe care aceste companii le-au asupra pieței. La ora actuală, toate firmele de brokeraj, având efectiv impuse aceleași standarde de reglementare și control. Asta tocmai pentru a susține și firmele mai mici, nu numai firmele mari. Vreau să dați exemplu că, într-adevăr, primele 20 de firme sau și așa mai departe reprezintă în suma totală, privind primele brute de asigurare intermediate, un procent foarte mare. Este adevărat, dar în același timp să știți că și anumite firme mai mici au importanța lor, pentru că sunt firme locale, sunt firme regionale, care au și ele rolul lor în această piață a asigurărilor. Din acest punct de vedere, dacă îmi dați voie, domnule Frunzulică, spunea Bogdan Andriescu o cifră, și anume 80% din piața de brokeraj este deținută, să spunem, de membrii UNSICAR. Cum vedeți o dezvoltare a pieței din punctul de vedere pe care vorbea și domnul Frunzulică, și în ce măsură, sigur, piața atât de, sau o contribuție atât de mare pentru piață se poate consolida? Da, este o realitate. Astea sunt cifrele. Eu cred că pentru așa, am două idei. Una,
este că pentru piața României 590 de brokeri, mie mi se pare o cifră mult mare. Prea mare. Pe de altă parte, da, sigur, au mulți dintre cei care au înființat astfel de companii, probabil că au plecat din societăți de asigurare, aveau un portofoliu cât de cât format, ori foști angajați, ori agenți care s-au hotărât să-și facă o companie de brokeraj. Astfel că o să fie greu să se dezvolte, dar nu imposibil. Pentru clienți e bine sau e rău? Pentru clienți eu zic că e și bine și rău. De ce e bine și de ce bine e rău? Că este... E o diversitate, sunt, până da, la și sunt mai aproape de client și au un număr de clienți mai mic și poate să fie mai aproape de el. Rău este că nu știm la ce nivel de pregătire, de consultanță acești brokeri poate să... Da, ei au un termen de pregătire profesională până la sfârșitul lunii septembrie, ceea ce va ajuta mult în creșterea calității serviciilor. Creșterea calităților. Bun, sau? Într-o măsură, nu da. În totalitate. Nu ne așteptăm la minuni? Nu. Să facem un pas. Vă rog, domnule. Chiar acum, în luna mai, au fost publicate în monitorul oficial, parcă pe 16 mai, modificări asupra normelor privind calificarea profesională și pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări. Prin mai buna pregătire profesională a celor care lucrează în această industrie, asigurații, cei care cumpără produse de asigurare, vor fi mai protejați. Avem nevoie să dezvoltăm această piață cu profesioniști, în interesul dezvoltării pieței asigurărilor și în interesul asiguraților. Vedeți, nu cred că am spus un cuvânt magic, dar este foarte important ca cei care lucrează în această piață să facă și activități conexe vânzării unei polițe de asigurare, intermedierii unei polițe de asigurare, așa cum fac brokerii de asigurare, consultanți în asigurări, informare. Ei trebuie să, în același timp, trebuie să asigure, de exemplu, sfaturile de rigoare pe care trebuie să le dea cumpărătorului de polițe de asigurări privind realizarea unor inspecții de risc, regularizări de daune, adică brokerul trebuie să fie alături de client. Nu doar că i-a vândut o poliță de asigurare, trebuie să fie alături și atunci când, de exemplu, riscul asigurat se întâmplă și clientul așteaptă să primească dauna respectivă. Am o întrebare delicată pentru domnul Țucă. Ați avut un control la compania pe care o conduceți, domnule Țucă, în ultimul an de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor? Nu. Nu. Cum vedeți situația controlului? Pentru că s-a discutat nu în cadrul forumului de asigurări. Domnul Andriescu a venit cu o idee, eventual un îndrumar care se poate realiza pentru companii, în cazul în care primesc un control de la Comisia de Supraveghere. Aici n-aș vrea să... Vă rog, domnul Frunzulică. Și e foarte important ce va spune domnul Țucă. N-a fost un control on-site, adică la sediul companiei, pentru că toate aceste firme de asigurare și brokerii sunt supravegheate off-site de la sediul CSA, prin toate aceste raportări pe care firmele respective sunt obligate să le transmită. E o precizare importantă. Vă rog, domnul Țucă. Pentru noi lucrurile sunt foarte simple. AON este o companie publică. Procedurile de lucru și standardele și politica de corporate governance includ un set de reguli foarte clare, foarte stricte. Astfel încât, din punctul nostru de vedere... Aveți deja acel îndrumar, nu? Să zic acel îndrumar există. Orice formă de control, din punctul nostru de vedere, este foarte binevenită. Ba, dimpotrivă, mi se pare că este evident că pârghia de control este foarte utilă. Ea trebuie să-și spună, să-și facă rolul. Vis-a-vis de cele precizate aici, aș vrea să vin cu o mențiune. Că ați întrebat dacă numărul acesta este prea mare sau prea mic, da. Sau dacă este în beneficiul clientului sau nu. S-a spus foarte clar. Dacă adăugăm dimensiunii cantitative, o dimensiune calitativă, lucrurile sunt în regulă. Pentru că dacă am 5.000 de brokeri, dar sunt profesioniști, este totul în regulă.
Dacă am 20 de brokeri și nu sunt profesioniști, am o mare problemă. Deci, singura deci, dimensiune despre calitate și nu din despre punctul cantitate. Meu de vedere nu este destul de relevantă. Uh-huh. Cred că ceea ce se întreprinde și maniera în care este abordat actul de supraveghere, cred că vin să asigure această calitate a serviciului brokerului de asigurări, care în ultimă instanță reprezintă clientul, îi protejează interesele și, până urmare, cred că contribuie la o piață de asigurări sănătoasă și așa cum ea ar trebui să fie. Vă rog, domnul Frunzulică. Și apropo de chestia asta, pentru că la început eram întrebat de numărul de broker care sunt autorizați să funcționeze pe piața românească, brokerii de asigurare și sau reasigurare. Spuneam că sunt 590 și că nu toți aceștia trimit raportările respective către CSA. În momentul în care nu trimit raportările respective, activitatea lor este suspendată potrivit normelor CSA în vigoare. Deci să nu se înțeleagă cumva greșit acest lucru. Deci în momentul în care nu se respectă legislația, automat o societate este suspendată și se poate ajunge chiar până la retragerea autorizației de funcționare definitiv pentru o companie sau alta. Da, domnule Frunzulică, vreau să mai întreb un lucru și imediat o să rog și pe domnul Andreescu să precizeze. Deschiderea CSA este deja validată de către partenerii de asociațiile profesionale. Ce gândiți vis-a-vis de deschiderea CSA față de publicul larg, față de consumatorii larg? Vedeți, acesta este un scop extrem de important și scopul final al autorității de supraveghere, reglementare și control, respectiv a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pentru că noi trebuie să veghem ca asiguratul să primească servicii de bună calitate, corecte, reale și să primească dauna respectivă atunci când riscul respectiv asigurat se întâmplă. Tocmai de aceea, vedeți, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a luat niște măsuri în ultimul timp. Există și un tel verde unde orice cetățean poate prezenta o situație sau alta legată de o poliță de asigurare sau relația între cetățean și o companie sau un broker de asigurare. Se poate găsi pe site-ul Comisiei acest telefon? Este absolut pe site-ul Comisiei, chiar imediat cum se deschide site-ul Comisiei. De asemenea, noua conducere a CSA-ului a simplificat pe undeva structura organizațională, dacă vreți, a CSA-ului, tocmai pentru a crea o relație cât mai apropiată cu actorii de pe piață, dar și cu asigurații. S-a redus numărul de direcții, s-a înființat o direcție de relații publice și relații cu asigurații, extrem de importantă privind apărarea drepturilor asiguraților și în continuare vor fi luate și alte măsuri pentru că, vedeți, industria asigurărilor nu s-a spus foarte clar sau cel puțin eu n-am auzit în ultimii ani, poate juca un rol extrem de important în dezvoltarea economică a unei țări. Așa este, fără nicio îndoială, pentru că suntem la finalul emisiunii, v-aș ruga să trecem spre momentul concluziilor. Domnule Andreescu, cum vedeți evoluția industriei sau brokerilor de asigurare strict în acest an, să nu mergem prea departe? O să vă fac o dezvăluire în premieră. Noi intenționăm să propunem atât CSA cât și băncii naționale o modificare legislativă în care brokerii de asigurare să aibă posibilitatea de a fi mai deschiși către clienți în sensul în care ei pot să ofere și credite bancare. Credem în calitate de broker, evident. În calitate de broker, sigur că da. De broker să intermedieze. Sigur că da. Există brokeri. Ar fi un pas interesant. N-am inventat nimic nou. Există în foarte multe țări europene această facilitate, în sensul în care un broker poate să opteze pentru a desfășura această activitate sau nu. Deci ideea este să nu mai existe acest cod CAEN unic de a desfășura numai bun, activitatea. Ar aduce acest lucru o creștere a creditării? Credeți? Da, sunt două lucruri aici. În primul rând,
clientul ar avea această, și această opțiune. Pe de altă parte, brokerul de asigurare îl cunoaște foarte bine și știe ce poate să-i ofere care să-i se potrivească lui. E tot industria financiară, bine, ceea ce numim industria financiară. Și, bineînțeles, cred că băncile ar fi foarte încântate să afle că au un... hai să spunem... O linie, da, prin care ar putea să își mai dezghețe cât de cât. E interesantă propunerea noastră, așteptăm să o discutăm și să vedem care e și reacția Băncii Naționale. Domnule Țucă, va juca o scurtă concluzie în finalul acestei emisiuni. Da, noi ne interesează în continuare componenta de risc, vrem să ne focusăm în continuare pe această zonă, rămânem în interes fundamental în a dezvolta tehnici de gestiune a riscului și consultanța în asigurări. Văd anul 2012, cel puțin după primul trimestru, într-o manieră destul de optimistă, dar sigur un optimist rezervat, pentru că asigurările, după cum știm cu toții, reprezintă o anexă la economie în general și atâta timp cât economia o să cunoască în continuare niște probleme, asigurările sigur vor cunoaște dezvoltări, pentru că sunt încă destul de mult în urmă. Piața locală de asigurări nu putem să spunem că este suficient de dezvoltată, este într-un proces continuu de dezvoltare. Dar în limita până la urmă economiei, da, nu? Da, sigur. Așteptăm însă ca să vedem că în ansamblu economia înregistrează niște progrese, astfel încât asigurările să vină cu componentele necesare de protecție la risc. Mulțumesc că au invitat emisiunii Ora de Risc. Au fost astăzi domnul Doru Claudian Frunzulică, membru al Consiliului CSA, domnul Bogdan Andriescu, președinte USICAR, și Valentin Țucă, country manager la AON România. Colegul meu, Vlad Panciu, s-a aflat și el alături de noi. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă spun o zi bună în continuare.